Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat deosebit. Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem bun venit invitatului nostru, nimeni altcineva decât domnul Radu Oprea, pastor la Biserica Creștină Baptistă Emanuel din Timișoara. Radu, bine ai revenit la noi în emisiune. Mulțumesc, Cătălin, pentru invitație și sunt convins că vorbesc și în dreptul ascultătorilor și celor care te urmăresc frecvent când spun că ne-a fost dor de tine să te vedem așa plin de verbă. Așa este, aș spune că săptămâna aceasta e prima săptămână în care, într-adevăr, sunt și eu 100% în formă. Am revenit cu emisiunile zilnice, de luni până vineri. Emisiunea aceasta a trecut printr-o pauză de aproape 2 luni de zile, perioada în care, după cum știu și au știut și alții, poate mai puțin, am trecut printr-o încercare, practic aceeași încercare prin care au trecut și alții români și trec în continuare. Așa că, iată-ne, cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem sănătoși, fără alte simptome, fără tuse, fără febră, putem să stăm față în față și, bineînțeles, să tratăm un subiect, să spunem, foarte important în perioada aceasta, și anume vom discuta despre relații, relațiile care, datorită pandemiei și nu numai, aș spune că și înainte de pandemie am văzut așa în epoca aceasta o denaturare a importanței relațiilor între oameni, așa că în mod generic te provoc cu un titlu care se numește Relațiile sub asediu. Radu, cum ți se pare titlul acesta în contextul în care trăim acum, mai ales că vedem în stânga și în dreapta, peste tot se propagă ideea aceasta de distanțarea relațiilor, dintr-o motivație medicală, bineînțeles, și pe când noi, să spunem așa în mod clasic, cel puțin ca popor, poporul acesta român, cu sângele acesta care fierbe câteodată, suntem un om care iubim relațiile, ne place să fim unii cu alții, să petrecem, să ne întâlnim, să stăm de vorbă, da? Cum vezi tu tema aceasta în contextul în care discutăm? Vreau să spun din capul locului că nu mi-a plăcut. Foarte repede am dezvoltat o intoleranță la expresia distanțare socială. Da, înțeleg distanțarea fizică, înțeleg că e bine să ne protejăm, e bine să avem grijă de cei din jurul nostru, dar distanțarea socială mi se pare că e o expresie nefericită, de aceea personal refuz să o folosesc, prefer distanțarea fizică și nici pe asta n-am mai folosit în ultima vreme. Cred că o situație cum e cea pe care o traversăm, ca orice criză de fapt, tinde să scoată în evidență și să amplifice o realitate preexistentă. Tu ai spus foarte bine că nu acum în perioada aceasta caracterizată de epidemie, de pandemie, au apărut problemele relaționale ale oamenilor. Nu de acum au intrat relațiile sub asediu, ci ele sunt de mult. Dar crizele în general au această natură, acest dar de a scoate în evidență ce este în noi. Ce este bun sau ce este rău în noi. Crizele funcționează, au această funcție în viața noastră de a ne arăta cine suntem cu adevărat. La fel și la nivelul relațiilor. Cred din toată inima că în această perioadă relațiile care, să spun, au fost solide, au fost puternice înainte, au fost confirmate. Au fost confirmate și trăinicia și autenticitatea, profunzimea lor a fost testată și găsită ca fiind bună. Biserica a fost supusă unei perioade nemai întâlnite, cel puțin în generația noastră și cu puține corespondente în istorie și, aș spune, chiar la nivelul relației cu Dumnezeu și relației cu noi înșine. De aceea cred că este bine să fim conștienți de faptul că trăim o perioadă în care nu doar greutățile politice, economice, ci, aș spune, o perioadă în care, pierzându-ne un pic reperele și identitatea, relațiile noastre sunt într-adevăr sub un asediu foarte periculos. Vedem asta cu ochii noștri și deși practic încercăm prin puterile noastre
să înțelegem ceea ce se întâmplă, vedem că încetul cu încetul ne despărțim, așa zic, unii de alții. Într-adevăr, compensăm, dacă putem să spunem că se numește compensație, ceea ce facem noi și acum, practic, suntem oarecum aproape unul de altul prin ajutorul tehnologiei, dar până la urmă, când vorbim despre relații, mă refer la legătura aceea de la om la om, să spunem, socializarea față în față. Atunci când simți cu omul de lângă tine, te bucuri când, atunci când se bucură, plânge atunci când plânge. Practic, am auzit un citat foarte frumos, atunci spune, când simți durerea personală, dau un exemplu, un citat foarte frumos, atunci când simți durerea personală, îți dai seama că ești om, practic ești viu, da? Trăiești. Dacă te doare, înseamnă că trăiești, ești viu. De atunci când te doare durerea altcuiva, simți durerea altcuiva, înseamnă că ești om, simți că ești om. Deci, deci cam asta frumos. Este. Dacă ne uităm la contextul creștin, acum mergem puțin în spațiul acesta, când Biblia vorbește despre relații, aș spune că tratează foarte bine subiectul acesta, pornind de la relațiile, inclusiv dacă ne uităm în Vechiul Testament, pornind de la lecțiile care au în familie, în trib, da? În popor. Țineți minte că tot timpul s-a pus problema aceasta a unui popor, a unei comunități care reprezenta ceva, mărturie, de fapt, în primul rând, în societate, pornind de la simpla comunitate pe care Dumnezeu a creat-o, și anume familia. Și în perioada aceasta, în ultimul an de zile, un lucru care zic eu că poate s-a schimbat pentru unii pozitiv, pentru alții negativ, a fost comunitatea aceasta în familie. Cum ți se pare ție, mai ales că, până la urma urmelor, acolo ne ducem seara la culcare, deși fiecare aleargă pe toate cărările ca să poate aduce, să spunem așa, pâinea cea de toate zilele pe masă. Unii au redescoperit familia pentru că au fost nevoie să stea acasă, alții, din potrivă, au intrat în conflict cu familia, au văzut că de fapt nu se suportă și faptul că nu au fost tot timpul împreună a fost un avantaj. Cum vezi tu lucrurile acestea din punctul tău de vedere? Ai menționat două tipuri de relații pe care eu le consider a fi esențiale din două perspective. Una din perspectiva familiei și a doua din perspectiva bisericii. Să le luăm puțin pe rând. Omul este o ființă care există și, sigur, poate exista și în afară, dar prosperă și înflorește, asta mai puțin se poate întâmpla, în relații. Dacă nu ești în relații semnificative în viață, lucrul ăsta nu te va ajuta să fii un om împlinit. Dumnezeu se uită la toată creația, se uită la univers, se uită la pământ, se uită la grădina Edenului, se uită la tot ceea ce a creat și spune că toate erau bune. Lui Dumnezeu i-au plăcut. Dumnezeu le-a creat pe toate așa cum i-a plăcut lui. Prima dată când Biblia spune că ceva nu este bun, din gura lui Dumnezeu vine cuvântul acesta: nu este bine ca omul, bărbatul, doar el exista în momentul acela, să fie singur. Da? Este decretul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat în relație sau pentru relații. Sigur, faptul că leagă chiar înmulțirea speciilor de relație, da? Iar în cadrul omului de o relație mult mai complexă decât relația fizică. Faptul că Dumnezeu face ca existența noastră să fie în cadrul unei asemenea relații pe care o numește os din oasele tale și carne din carnea ta, ne arată cât de importantă este această relație. Și de-a lungul ultimelor zeci de ani, cel puțin, am văzut un asediu constant la adresa relației de familie. Pornind de la schimbarea socială a dinamicii rolurilor oamenilor în societate, în care atât bărbatul cât și femeia au fost practic puși aproape fără apărare în poziția de a fi
nevoiți, cum ai spus tu mai devreme, să alerge fiecare pe calea lui, să umble după câștigarea pâinii celei de toate zilele și să se mai întâlnească poate seara obosiți, fiecare cu frustrările lui personale. Aici fac o paranteză și vreau să vă spun că cel mai nesuferit om din lume e cel care se plânge când vrei să te plângi tu. E, lucrul ăsta se întâmplă și în familii de multe ori. Vii acasă, vii obosit, vii frământat de gânduri, frustrat de interacțiunile din timpul zilei și te trezești că soțul sau soția are el să se plângă sau ea să se plângă când ai vrea să te plângi tu. Apoi, aș spune că neîncrederea în instituția căsătoriei, pe care o vedem din ce în ce mai mult promovată în jurul nostru, este un alt asediu la adresa acestui tip de relație, care este fundamental pentru fiecare ființă umană. Dacă primii doi oameni care au fost creați perfecți pentru lumea în care trebuiau să trăiască au avut probleme în relația lor, da? Gândiți-vă cum reacționează Adam când o vede pe Eva prima dată și cum reacționează când trebuie să-și justifice păcatul. N-are nicio problemă să dea vina pe ea, femeia pe care mi-ai dat-o tu, în ultima instanță, sigur, dând vina pe Dumnezeu. Dacă ei au avut asemenea provocări în relație, de ce să ne fie greu să acceptăm că și noi vom avea? De ce să ne fie greu să acceptăm că relațiile noastre nu vor merge perfect, nu vor fi desăvârșite, nu vor fi sublime, ci vor fi reale, vor fi autentice, vor fi potrivite cu contextul în care ne ducem viața și vor fi influențate de slăbiciunile noastre, de propriile noastre păcate. De aceea spun că oamenii și-au pierdut din ce în ce mai mult încrederea în acest tip de relație, dovadă stând în societatea occidentală, cel puțin vârsta tot mai înaintată la care se căsătoresc oamenii și incidența din ce în ce mai redusă a legalizării atât în fața autorităților civile cât și spirituale a relației dintre bărbat și femeie. Sunt oameni care spun: n-am nevoie de nimeni care să-mi recunoască relația, n-am nevoie să-mi spună mie guvernul printr-o hârtie, n-am nevoie să-mi spună mie biserica printr-o slujbă că sunt într-o relație validă cu cineva. Ei, vom vedea că în vidul care s-a creat încearcă să se strecoare un alt tip de relație care dorește să se legifereze pe palierul acesta al căsătoriei dintre bărbat și femeie. Da? Spune Biblia că Dumnezeu a creat bărbatul și a creat femeia într-un mod complementar. Astăzi, din păcate, din pricina păcatului, complementaritatea aceasta nu mai este perfectă. N-o mai vedem, pentru că și unii și alții am fost influențați de păcat, am fost afectați, dar realitatea rămâne, am fost creați unii pentru alții. Deci această relație este una în care omul sau pentru care omul este chemat să lupte și este sub un asediu puternic și prin ultimele, nu știu dacă să le numesc evoluții, mă rog, abordări, poziții, da, privitoare la faptul că o căsătorie se poate încheia nu doar între un bărbat și o femeie, ci între doi bărbați, între două femei și știu eu ce alte idei vor mai trăzni prin capul celor ce lucrează din greu la subminarea relației de căsătorie. De asta spuneam că odată ce am abandonat această poziție, la fel cum se întâmplă în orice situație din viață, da? Când abandonezi un loc, o poziție de atât de importantă, se va găsi cineva care va vrea să o ocupe în mod abuziv. Astăzi sunt ideologii, ei se numesc progresiști, nici de cum nu sunt progresiști. Aș spune că este o regresie la o atitudine foarte veche pe care Dumnezeu o condamnă în Scriptură de multă vreme, aceea a relațiilor între persoane de același sex. Dar vor să o legitimeze, da? Acesta fiind unul dintre cele mai puternice asalturi la adresa relației de familie. Radu, vreau să te întreb aici, la capitolul acesta relației de familie, dacă cumva asumarea responsabilității are un rol. Unii decid să întârzie sau chiar să nu intre într-o relație de familie
tinerii preferă concubinajul, relațiile acestea, să spun, efemere, da? Dacă e, dacă nu e, dacă nu e asta, e alta și tot așa. Și poate responsabilitatea aceasta de a face un pas le lipsește. Cum vezi tu tendința aceasta de a fugi de responsabilitate și poate de a doar obține avantaje, doar de a te bucura de, știu eu, de prezența cuiva, dar fără să ai o obligație din partea ta? Păi, aș spune că, sigur, eu o văd extrem de disruptivă pentru cei ce se complac, din perspectiva mea, în genul acesta de relații, pentru că genul acesta de relații, pe lângă problema fundamentală pe care o au, și anume nu au girul lui Dumnezeu, da? Nu au binecuvântarea lui Dumnezeu din ceruri, nu au nici reperele necesare pentru a supraviețui. Nu vorbim aici de excepții. Sigur că există excepții care prin însuși caracterul lor excepțional confirmă existența unei reguli. Nu au reperele necesare pentru a supraviețui greutăților vieții. Gândiți-vă la doi oameni care sunt într-o barcă în mijlocul oceanului, da? Și care, dacă ar avea două bărci sau posibilitatea de a urca unul dintre ei într-o altă barcă, ar face-o și s-ar despărți unul de altul, urmând ca în foarte scurt timp să se scufunde amândoi. Dar când n-ai decât o singură barcă, n-ai încotro. Trebuie să tragi amândoi la salvarea bărcii și la înaintarea bărcii respective. Descoperim că, de fapt, furtuna va trece. Descoperim că, de fapt, furtuna nu va face decât să descoperi lucruri despre celălalt, să-l iubești mai mult și să dezvolți în tine însuți niște dimensiuni ale caracterului pe care altfel nu le poți dezvolta. Ne acționăm instinctiv din egoism. Așa suntem creați. Așa ne naștem într-o lume păcătoasă. Acționăm instinctiv în interesul propriu, da? Instinctul de conservare, instinctul de împlinire, instinctul de satisfacere a propriilor noastre nevoi și dorințe. Căsnicia este cea care ne pune în cel mai bun context în care să luptăm împotriva egoismului, în care să luptăm împotriva a însăși naturii noastre păcătoase și să dezvoltăm în felul acesta caracterul lui Hristos în noi. Pe termen lung să realizezi că poate ai trecut dintr-o relație în alta și când nu ți-a convenit ai plecat de acolo, te-ai dus în altă parte și în altă parte și în altă parte, sau ai fost lăsat de cineva care a vrut să plece în altă parte și la un moment dat, poate când nu mai ești atât de dezirabil din niciun punct de vedere, să rămâi singur sau să începi o relație pentru că ți-ai dat seama că ai greșit sau ți-ai dat seama că n-ai pornit pe drumul cel bun când este târziu. Vă dau un exemplu. Biblia spune, fii făcuți la tinerețe sunt o binecuvântare, sunt ca niște săgeți în tolba unui voinic. Mă rog, imaginea nu mai este de actualitate. Sunt o binecuvântare, sunt un reper de forță, de rezistență în lumea asta. Da? Copiii făcuți la tinerețe. De ce la tinerețe? De ce la tinerețe? De ce, dacă faci copii mai târziu, nu te mai bucuri de ei? Bineînțeles că da. Doar că atunci când respecti cumva etapele vieții, respecti perioadele acelea de dezvoltare a ta ca ființă umană și a relațiilor, te poți bucura de ele pe o perioadă mai lungă de timp. Te poți bucura de ele și ele pot și ele la rândul lor să se dezvolte într-un mediu sănătos, armonios. Deci cred că este o cursă în care foarte mulți cad, care ne servește destul de bine în perioada tinereții, în care simțim că nu suntem legați de nimic și că putem să zburăm așa ca niște fluturași pe unde ne place nouă. Doar țineți minte cam cât trăiește un fluture. Așa este și mă bucur că ai specificat caracterul nociv al lipsei responsabilității. Asta este lumea în care trăim. Din păcate, asta se încurajează, ca totul să fie așa trecător, trăiește clipa și restul vom vedea noi ce se va mai întâmpla de la zi la zi. Practic, fiecare dintre tineri, cei care într-adevăr sunt conectați acum prin tot felul de mijloace,
sunt încurajat să, să prospere în a dezvolta relații, să spun, care nu necesită nicio obligație din partea lor. Ai menționat despre biserică și vreau să te întreb dacă transpunem problema aceasta a relațiilor în biserică, ce spune Scriptura și cam care este realitatea acum în ultimele, să spunem, decenii poate și din special în perioada aceasta a pandemiei? În primul rând, biserica este, este un trup. Biblia spune că biserica este un organism viu, da? Este trupul lui Hristos. El este capul care își conduce trupul și noi, biserica, suntem trupul lui Hristos. De aceea, în biserică, suntem chemați să dezvoltăm una dintre cele mai, nu una, cea mai importantă relație pe care un om o poate avea pe pământ, și anume relația cu Dumnezeu. Inițial aș fi vrut să vorbesc despre ele separat, dar într-o perioadă, aș numi o izolaționistă, mă tem ca nu cumva să ajungem să credem că putem să avem o relație cu Dumnezeu fără să avem o relație semnificativă cu alți credincioși. E foarte complicat. Foarte complicat să faci asta, pentru că Noul Testament vorbește foarte mult despre conceptul unii altora, unii pentru alții, unii pe alții. Da? Acest one another, cum zic americanii, este esențial pentru a defini viața noastră spirituală. De aceea, relația cu Dumnezeu ne este dată, ne este lăsată de Dumnezeu în contextul unei relații cu alți credincioși. De aceea, Biblia spune că biserica nu este o organizație. Și așa cum spuneam mai devreme, familia este, se încearcă a fi discreditată și dezavoată de atât de mulți ideologi ai vremii noastre și biserica este atacată din toate părțile. Acum, trebuie să admitem că aceste atacuri sunt favorizate, sunt uneori chiar legitimate într-o oarecare măsură de eșecurile noastre. De faptul că de multe ori noi, care ne numim creștini, n-am reușit să avem o mărturie cristică așa cum vrea Mântuitorul Hristos. Dimpotrivă, am lăsat ca natura umană să iasă mai degrabă la iveală. De aceea se pot identifica atât de multe conflicte și certuri și disensiuni între grupări religioase care se revendică drept biserică, poziții pe care ne-am plasat teologic pe diverse teme ireconciliabile și care ne fac să nu ne mai putem vedea unii pe alții, să nu mai putem strânge în brațe unii pe alții și să ne considerăm, să ne considerăm o familie. De aceea aș vrea să intervin aici în favoarea bisericii, în sensul în care Apostolul Pavel spune: eu zidesc biserica lui Hristos, eu contribui la înfrumusețarea bisericii lui Hristos în vederea zilei acelei anunții, când ea va fi chemată să fie mireasă. E clar că biserica este într-o perioadă în care, funcționând în lumea aceasta și fiind alcătuită din noi, ca oameni păcătoși și cu foarte multe slăbiciuni, este atacată de cel rău. O spune Domnul Iisus: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor învinge, nu vor putea distruge, implicând faptul că vor încerca să o facă. În biserică, relația dintre noi ca frați este foarte importantă, iar cuvântul părtășie pe care îl folosim traduce un concept grecesc care trece dincolo de niște interese comune și are de face cu o identitate comună. În biserică suntem toți frați. În biserică suntem frați cu un frate mai mare care este Domnul Iisus Hristos și avem același sânge, sângele de pe Golgota. De aceea relația dintre noi este una specială, o relație care va transcende lumea în care trăim. O relație care trece dincolo de moarte. Există ceea ce unii teologi numesc biserica glorificată, biserica celor ce au plecat deja în glorie să se bucure de Mântuitorul și unii de alții în așteptarea zilei în care toți vom fi acolo. Deci o relație foarte importantă, dar așa cum spuneam, și ea este sub asediu, da? Și ea este sub asediu, bisericii încearcă să se impună
în ultima vreme convingeri, practici, conduite care nu sunt deloc plăcute lui Dumnezeu, care nu sunt deloc pe placul Creatorului și din păcate există unii care, deși spun că sunt creștini și sunt biserică, le-au acceptat, le-au inclus, le-au introdus în practica lor, făcând cu atât mai grea treaba bisericii. Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Noi trebuie să fim lumină în întuneric prin transmiterea unui mesaj clar din partea lui Dumnezeu către lumea în care trăim și trebuie să fim sarea pământului, arătând că viața pe care o trăim este viața cea adevărată, este viața care are și dimensiunea spirituală și dimensiunea pământească. Și aici treaba asta ține de noi toți. De aceea spun că relațiile din biserică sau relația unii cu alții în biserică este foarte importantă și trebuie să fim conștienți că este sub un permanent asediu și ea. Așa este, vedem asta în comunitățile noastre. Scriptura ne învață foarte clar că trebuie să ne iubim unii pe alții, să fim apropiați unii de alții, să simțim unii cu alții. Iată-ne că până la urmă firea pământească țâșnește așa și vine cu propria versiune de a gestiona relațiile și omul este, să spun așa, prin natura lui pământească, egoist, aș spune, să-i fie lui bine, să se simte el bine, îi place să fie tratat de ceilalți, să fie apreciat de ceilalți, dar câteodată mai puțin interesat să împărtășească din ceea ce are, din ceea ce simte și cu ceilalți. Binecuvântarea noastră este că Domnul Hristos ne schimbă privirea aceasta, modul acesta de gândire și Scriptura ne învață foarte clar că trebuie să fim unii lângă alții și să luptăm cu tendința asta noastră de a ne izola, de a fi în peștera noastră, în văgăuna noastră și tot așa. Altfel, biserica n-ar mai fi o comunitate vie, un organism viu. Domnul Iisus Hristos spune, este întrebat la un moment dat, care este cea mai mare poruncă? Da. Avem noi tendința asta de a face, cred că nu doar omul modern, iată, de multă vreme, clasamente. Nu mai vorbesc de clasamente, că ne întristăm după ziua de ieri. Dar facem clasamente. Și Domnul Iisus spune, cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și acum pun tot ceea ce spune el acolo, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune că cea mai mare poruncă este să ai o relație bună de dragoste cu Dumnezeu, o relație corectă și sănătoasă cu tine însuți și o relație de generozitate, de dragoste cu cei din jurul tău. Și aș vrea să vorbesc puțin despre relația cu noi înșine, pentru că am ajuns să trăim vremuri la care cred că niciunul dintre noi n-ar fi visat. Cred că niciunul dintre noi nu s-ar fi gândit că vom ajunge să ne punem întrebarea dacă ziua astăzi sau săptămâna asta sau luna asta sunt bărbat sau sunt femeie. Dintotdeauna relația omului cu sine însuși a fost complicată. De ce? Pentru că zice Apostolul Pavel, da, văd în mine două legi, văd în mine două naturi, văd în mine, cu alte minte, doi oameni. Mi-aduc aminte de o ilustrație pe care am auzit-o cu ani în urmă despre un șef de trib amerindian care a primit Evanghelia, s-a convertit, a primit credința în Domnul Iisus Hristos și după ceva vreme cei ce au împărtășit Evanghelia l-au vizitat din nou și l-au întrebat, cum e? Cum merge cu credința? Zice, este foarte simplu. Zice, am în mine doi câini, unul alb și unul negru. Ăștia latră toată ziua și se bat unul cu celălalt. Și oamenii l-au întrebat, bun, și care câștigă? Zice, ăla pe care îl hrănesc mai mult. Pentru că are mai multă putere și va învinge. Apostolul Pavel o spune acum 2000 de ani și zice foarte categoric. Da? Suntem, văd în mine două naturi, văd în mine un om căruia îi place legea lui Dumnezeu și vrea să o facă, vrea să o împlinească, dar mai văd în mine un om care se împotrivește gândului acestuia.
și zice, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte, de carnea aceasta, de natura aceasta care se luptă împotriva omului meu lăuntric? Iisus Hristos. Doar El poate, într-un proces de o viață întreagă. Deci oricum relația cu noi a fost, adică relația fiecăruia cu El însuși a fost întotdeauna complicată. Oricum avem zile când ne uităm în oglindă seara și ne vine să-L luăm la palme pe cel pe care îl vedem acolo. Oricum avem perioade în care identitatea noastră este pusă sub semnul întrebării. Nu? E o întrebare foarte importantă. Ne-o punem fiecare. Cine sunt eu? Da? Cine sunt eu? E, peste toată povestea asta complicată vine acum o idee nouă care propune o soluție de a rezolva în mod, cum să zic, aparent facil. Dar atenție, problemele complicate n-au aproape niciodată soluții simpliste. Problemele profunde și complicate nu pot fi rezolvate într-un mod superficial. Aș vrea să-l văd și eu pe omul ăla care n-a fost niciodată nemulțumit cu ceea ce este. Să spună, mi-aș fi dorit să fiu băiat, mi-aș fi dorit să fiu bărbat, sau mi-aș fi dorit să fiu femeie. Cu toții avem probleme, cu toții ne frământăm și spunem, nu suntem mulțumiți de cum arătăm, de nivelul de inteligență, de abilitățile fizice, de țara în care ne-am născut, de vremea când ne-am născut. Și vine acum, în ultima vreme, o soluție atât de simplă. Poți decide tu ce ești. Nu mai contează cum te-a creat Dumnezeu. Nu mai contează că Dumnezeu te-a creat pentru o viață împlinită în felul în care ești. Noi te ajutăm să, și dacă totuși nu prea vrei, te putem ajuta un pic mai forțat. Să adopți punctul ăsta de vedere. Să adopți această filozofie. Și o să vezi că o să-ți placă. Să vezi ce bună e și ce bine e în felul ăsta. Și atât de mulți oameni astăzi sunt frământați cu identitatea lor personală. Și aici vorbesc nu doar simplu despre identitatea așa numită de gen, da? Ci de identitatea ca ființă umană, pentru că aici e de fapt problema. Problema este cine ești tu ca om, nu cine ești tu ca bărbat, cine ești tu ca femeie în relație cu sexul opus, că nu aici este fundamental cine suntem noi. Da? Există oameni care trăiesc în afara unei relații cu o persoană de sex opus toată viața. Da? Zice Biblia, unii sunt fameni din naștere, da? Și sunt împliniți. Alții aleg să trăiască așa ca Apostolul Pavel pentru că vor să aibă o viață dedicată altor idealuri. Da? Pe care consideră că o familie, copii le-ar frâna. Ok, se privează singur de multe binecuvântări și de multe frământări în favoarea unui ideal mai înalt. Sigur, alții o fac din egoism. Ce vreau să spun însă este că problema noastră fundamentală este, în ultimă instanță, cine suntem noi ca ființă spirituală? Sunt mai mult decât un pumn de carne? Sunt mai mult decât lutul din care am fost creat? Păi dacă pot să mă joc cu el cum vreau eu, înseamnă că eu sunt Dumnezeu, nu? Eu decid cine sunt și nu vine mie să-mi spună Dumnezeu cine sunt. Ei, aici e problema și aici ajungem de fapt prin toate aceste asalturi, toate aceste atacuri asupra relației cu noi înșine. Însă, soluția pe care o adoptăm de obicei este fatală. Încercăm să ne rezolvăm relația cu noi înșine, schimbându-ne pe noi înșine după propriul nostru chip pe care îl avem în cap despre cum ar trebui să fim. Știu că poate părea un pic complicat ceea ce am spus, dar vreau să vă gândiți puțin. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din cauza păcatului, fiecare din noi are în mintea lui așa un fel de chip cam cum ar trebui să fie el. Inclusiv unii, așa cum am spus, da, o altă identitate sexuală. Adică un alt, să fac parte dintr-un alt, din sexul opus. Și atunci facem toate eforturile să ne transformăm noi pe noi înșine
ca baronul Münchhausen, care spunea că a ieșit la suprafață neștiință în noate, trăgându-se de păr. Așa și noi. Încercăm să ne salvăm de la necul acesta identitar, recreându-ne pe noi înșine. Când, de fapt, soluția lui Dumnezeu pornește de la refacerea relației noastre cu Creatorul, de la reoglindirea noastră în chipul Creatorului. De aceea a venit Hristos pe pământ. Să fie oglinda lui Dumnezeu. Spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. De aceea nu vom putea să rezolvăm problema relației cu noi, cu atât mai puțin a relației cu cei din jurul nostru, până nu ne rezolvăm problema relației cu Dumnezeu. Așa este. Relația noastră cu Dumnezeu este, practic, cea mai importantă relație. Pentru că dacă avem o relație, într-adevăr, bună și stabilă cu Dumnezeu, celelalte relații, adică, vin de la sine. Să spun așa, decurg din relația cu Dumnezeu și celelalte relații. Se schimbă perspectiva. Se schimbă perspectiva și, și acum poți. Deci, odată ce ai refăcut relația cu sursa, cum spui tu, cu Dumnezeu, care este sursa vieții noastre, da? De acolo deja, prin Duhul Sfânt care vine și locuiește în tine, începi să schimbi progresiv toate celelalte lucruri din jurul tău. Atenție, niciodată nu vor fi perfecte în lumea aceasta. Lumea aceasta nu poate fi răscumpărată. De aceea spune Biblia că Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou. Da? Creația din tâi este condamnată și e dureros din pricina păcatului nostru ca oameni. Tot restul creației este condamnat la pieire veșnică, da? Și Dumnezeu va crea o nouă, va face o nouă creație pentru oamenii răscumpărați. Deci nu, relațiile noastre pe pământ nu vor ajunge niciodată să fie perfecte și e important să dați-mi voie să folosesc o expresie puțin mai colocvială, mai non-academică, să nu ne îmbătăm cu apă rece, da? Dar să fim conștienți că ele pot să-și împlinească într-un mod mai mult decât mulțumitor, uneori chiar supranatural, rolul pentru care Dumnezeu le-a gândit. Așa este. Slavă Domnului, Radu! Încet ne apropiem de încheiere. Dacă mai e ceva de adăugat acum și, bineînțeles, am vorbit de mai multe tipuri de relații, uitându-ne la Sfânta Scriptură, cred că cel mai bine ar fi să încheiem așa într-o tonalitate încurajatoare, pozitivă, da? Plină de nădejde, mai ales că dacă recunoaștem și înțelegem faptul că relațiile noastre au scârțit, da, sau scârții în familie, în biserică, relația cu Dumnezeu, iară, relația cu mine însumi, eu cred că mai e încă nădejde, încă mai curge har de la Domnul Hristos și că lucrurile se mai pot îmbunătăți. Eu cred că, în ciuda, cum să zic, pe unii din noi Dumnezeu ne-a desenat cu zâmbetul așa. Na, ce să facem? Așa suntem noi. Și câteodată când se întâlnesc doi din ăștia, unul ca mine cu unul ca tine, nu, poate că nu transpare așa de la început optimismul și pozitivitatea, dar cred că am încercat să spun într-un mod foarte încurajator că, deși relațiile sunt sub asediu, soluția lui Dumnezeu este categorică, spune Domnul Iisus, da? Porțile locuinței morților nu vor învinge, nu vor birui. De aceea vreau să încurajez pe ascultătorii noștri să nu cedeze, să nu se sperie. Da? S-ar putea asediul COVID să mai dureze, știu eu, încă un an sau cât o mai dura el, s-ar putea asediul ideologic să dureze de acum până la sfârșitul lumii, să vedem forme mult mai maladive decât ceea ce vedem în zilele noastre. S-ar putea ca multe lucruri să nu se îndrepte și am putea fi descurajat să spunem, bun, dar în contextul ăsta merită să mai lupt pentru idealuri care pot părea așa, a fi utopice. Cu siguranță că da, pentru că Scriptura spune că ele sunt reflexia a ceea ce este Dumnezeu. Noi luptăm pentru chipul Creatorului. Și ceea ce pot să spun este că în contextul potrivit, în care caut o relație cu Dumnezeu, caut să-L cunosc pe El, pentru că Biblia spune că viața veșnică
este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În contextul, spun, al acestei valori extraordinare, căutarea lui Dumnezeu ne dă resurse, sau o bună relație cu Dumnezeu ne dă resurse pentru toate celelalte relații. De aceea vreau să-i încurajez pe cei care ne urmăresc și să le spun că Dumnezeu este acolo. Trebuie căutat cu sinceritate, adică nu căutat după portretul robot pe care l-am creat noi, da? Să punem mâna pe Biblie, să citim Biblia și să vedem ce ne spune Dumnezeu despre sine însuși. Apoi vă încurajez să vă găsiți o biserică unde să vă închinați, să aveți o comunitate din care să faceți parte, chiar dacă nu, cum se zic, în orașul în care sunteți nu există biserica perfectă. Nu există niciun alt oraș, să știți, nu există. Da? Există biserica unor oameni care îl caută mai mult sau mai puțin pe Dumnezeu într-un mod mai potrivit cu felul nostru de a fi sau nu, da? Dar avem nevoie unii de ceilalți. Și vă încurajez să dezvoltați în măsura în care se poate și în măsura în care înțelegem cât sunt de importante relații cu cei din jur, relații cu oamenii lângă care trăim. Vorbeai tu de modalitatea asta în care noi comunicăm unii cu ceilalți. Pentru mine asta nu este nici de cum un înlocuitor, un substitut. Nu este pentru relație. Adică mărturisesc că prefer să mă întâlnesc cu tine și să stăm amândoi de o parte și de cealaltă a aceleași mese decât să ne vedem prin ecrane. Dar astea sunt situațiile vremii în care trăim și facem ceea ce putem. Dar vreau să încurajez pe ascultători și să le spun că până la urmă, da, relația cu Dumnezeu ne va ajuta să avem o bună relație cu noi înșine. Să ne identificăm ca ființe spirituale create pentru eternitate și care chiar să ne împăcăm cu noi înșine. N-am apucat să vorbesc suficient, dar nu mai vreau să revin asupra ideii astea. Cum să ne împăcăm cu noi înșine? Dar dacă ne împăcăm cu Dumnezeu și ne împăcăm cu noi înșine, atunci ne vom putea împăca și cu cei din jurul nostru. Slavă Domnului! Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o bucurie, o încântare să te ascult și mai mult să putem trata problema aceasta relație cu tine. E o temă de extremă importanță în vremurile acestea. Și cred că cu toții trebuie să luptăm pentru îmbunătățirea relațiilor. În primul rând cu noi, da, cu Dumnezeu și apoi cu cei din jurul nostru, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de biserică, toate au importanța lor și toate lucrează împreună spre bunăstarea noastră spirituală, spre bunăstarea pe îmbunătățirea vieții noastre de zi cu zi. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune, a fost o bucurie și o încântare să te ascult. Îți mulțumesc pentru modul în care ai pregătit discuția noastră. Și în mod special aș vrea să îți urez multă binecuvântare în lucrarea pe care o faci atât la biserică și în alte activități în care ești implicat. Dumnezeu le știe cel mai bine și bineînțeles te aștept și la o altă ediție, la fel cu o temă. Am eu grijă să nu te las așa cu o temă ușoară, să-ți pregătești ceva pe măsura ta. Cătălin, mulțumesc pentru invitație, ești drăguț ca întotdeauna și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să-ți împlinești și tu cu Prodocens viziunea pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă și chiar mai mult de atât. Da, mulțumim mult, stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până mâine seară, noi deci vă salutăm și vă spunem la revedere!